24 pei, doar pe rutele de autobuz din județ, pe raza UAT-urilor membre ADITP Arad, se pot achiziționa titluri de călătorie prin aplicația mobilă 24 pei, care se poate instala din magazin Play, Android sau App Store iOS. După instalare, este necesar a se valida numărul de telefon pe care se instalează aplicația. Se primește din aplicație un mesaj cu codul pentru validare, iar apoi beneficiarul alege un cod PIN. Pentru achiziționarea unui titlu de călătorie, trebuie să urmăriți următorii pași. Selectează transport public. Selectează orașul Arad. Selectează traseul dorit. Selectează cumpără. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șosea Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Vă salut, dragi iubitori ai sportului! Sunt Ioan Hamza și vă invit în această după-amiază la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Așa cum v-am anunțat în promo din aceste zile, va fi o ediție specială pentru că am invitat special în studio alături de mine. În primul rând l-am pe domnul primar Călin Bibars. Bună seara, bine ați venit, sau bună după amiază, bine ați venit. Bună ziua spre seara, mulțumim de invitație. Că ați răspuns invitație, nu mă așteptam așa franc să răspund afirmativ. Lângă domnul primar se află Marcel Urban, președintele FCC UAV Arad, echipe de basket feminin, proaspăt vicecampioană a României. A adus și oastea lângă el și trofeul. Bună seara, domnule primar, bună seara tuturor. Bine ai venit și bine v-a regăsit. La noi bună ziua, la el bună seara. Da, pe o oră. Înseamnă că suntem la graniță. Fiecare. Așa, vom vorbi, bineînțeles, despre UTA, despre FCC... UAV, nu, cu amândoi. Așa, despre situația actuală a bazelor sportive din Arad, precum și despre viitorul acestora, de asemenea și despre viitorul echipei feminine de basket arădene, actuala vicecampioană, așa cum am spus, a Ligii Naționale de Basket Feminin. Pe parcursul emisiunii vor fi, ca de obicei, și premii pentru cei care răspund corect și rapid la întrebările concurs. Am pregătit două întrebări concurs pentru dumneavoastră. Să fiți atenți, să nu butonați de pe Facebook pentru ca să puteți să participați la concurs. Așa, la convocările noastre va fi atent și participă și Titi, mascota emisiunii noastre, mascota primită acum 3 ani și jumătate de la prietenul nostru Bobiță. Bineînțeles că emisiunea n-ar putea avea loc dacă nu am mai avea și colaboratori. Aceștia sunt Jackson SRL, Mirada SRL, Harry Carr, FCC Basket UAV Arad, Kia Look Motors, MRM Arad, Clinica Medical Veterinară Dr. Raul Tătar, Podrumului Gurban, care emisiune de emisiune acordă un premiu, o sticlă cu vin produsă la Crama din Șiria, așa, Deze Basic Technology SRL, SCCAS Dat Beat SRL și Restaurantul Subcetate. Toți aceștia mai trimite câte un premiu, mai trimit alți colaboratori și încet, încet reușim să facem, să împlinim al patrulea an în septembrie, în 7 septembrie anul acesta. Bun,
Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog, întrebări pertinente, noi o să le citim. Pe cele care sunt întrebări așa, doar să fie, să zic, la mișto, nu le citim, sărim peste ele. Cristi o să mă ajute ca să le selectăm, dar nu cred că este cazul. Nu vom vorbi despre politică, să nu credeți că este, deși pre-campanie electorală nu facem nimic în acest sens, nici nu ne dă voie CNA-ul. Vom vorbi doar despre sport. Și prima întrebare pe care vreau să vă completez cu politica, cea mare problemă o resimt eu așa, că unii oameni, orice fac în perioada asta, spune că e cu care vreau, dacă asfaltăm o stradă, dacă reparăm undeva, dacă merg la o emisiune, totul e sub spectrul politicii și eu tot încerc să explic și nu vreau să fiu, că eu nu pot să opresc, că primarul e și politic, dar și administrativ, iar eu sunt plătit mai mult pentru administrativ și nu o să oprim un an de zile administrativul din orașul ăsta sau din țara asta, că în România sunt tot alegeri. Și în iunie, și în septembrie, și în decembrie, deci tot timpul o să fie ba pre-campanie, ba campanie. Asta este. Eu ca persoană sunt mai aglomerat, că mai am și întâlnirile politice, da, cele administrative, de la o discuție la radio, TV, până la o asfaltare de stradă, până la o participare, uite că suntem aici la un meci de basket și încerc să nu fiu înțeles greșit. Nu doar anul ăsta m-am dus în galerie când a fost finala, ci și anul trecut și în alți ani, când a fost unul din meciurile importante, fie că a fost semifinale, fie că finale, depinde, de obicei eram cu Șepși. Văd că bătălie, n-aveți emoții. Eram în galerie, am refuzat locuri la Valea, loja oficială, ca să trăim meciul pe adevăratele. Și atunci nu era nicio campanie electorală. Deci aș ruga, în ce privește persoana mea, să nu fiu asociat întotdeauna orice acțiune sau inacțiune sau prezența mea, că este sub spectru electoral. Electoral, bun. Vorbeam de emoții, văd că vorbiți foarte, indiferent că vorbiți despre sport sau despre administrație sau politică, sunteți foarte detașat. Eu când v-am văzut că ați intrat pe ușă, deja am răsturnat cafeaua aici. Problema dumneavoastră nu e problema mea. Bun. Eu am crezut că aruncați cu ea după mine. Nu, că era la picior. Păi da, îi dădeați ușul, că tot ați vorbit de fumat. Există o vorbă printre iubitorii de sport și nu numai pentru iubitorii de sport. Se spune că la unui primar, dacă nu-i, a unei localități, dacă nu-i place sportul, nici acea localitate nu are de câștigat în ceea ce privește evoluția bazelor sportive și așa mai departe din localitate. Confirmați acest lucru? Posibil să fie adevărat, dar ca să păstrez echilibru, trebuie să spun că nici unde este focusat doar pe un sport sau pe un anumit domeniu nu este bine. Trebuie echilibru în toate. Pentru că așa în domeniul sportului, cum avem de la depinde fotbal, de localitate, da. Handbal, bun, acum dacă vorbim de localitățile mari, da, al capitale de județ, evident, localitățile mici au o tradiție și în cele mari există tradiție pe 1, 2, 3 sporturi, cum e și la noi, și handbalul și basketul feminin. Handbalul, am spus, doamne iartă-mă, fotbalul, că eu vreau să dau enumer handbal, fotbal, basket, dar trebuie să avem și polo, șah, trebuie să avem și polo, trebuie să avem și haltere și nu putem avea doar capitolul ăsta. Trebuie să avem și biserici, trebuie să avem și filarmonică, trebuie să avem și teatru, trebuie să avem și asfaltări, să construim și poduri, trebuie să fie din toate. Nu asta ați făcut vreun sport? Sau vă place? Am, deci să le luăm pe rând. Da. Uite, n-am jucat basket foarte mult. Am jucat fotbal. Ce erai portar la basket? Da, la facultate stăteam numai sub coș, că eram mic de statură. Eu spectator. Da. Fotbal, dar nu profesionist. Ca toți copiii am jucat destul de mult și am prins anii aia în care am suferit foarte mult că nu găseam ghete cu crampoane decât numere mari, că nu erau pentru copii atunci. Aveam și cheie la crampoane și toate alea. Când m-am mai apropiat un pic, mi-am luat cu vreo două numere mai mari. Aveam ciocane și cu cuile le băteam. Am băgat vată în vârf, erau ridicate primele două rânduri, alea două crampoane din față erau așa, în sus. Nu se găseau atunci cum sunt acum, ne scuzați că am luat-o cu fotbalul, când, cum sunt acum apărători aici la Tibie și Peroneu, și atunci ne făceam din, apărusele țevile de plastic, tăiam țeavă de plastic care avea cât de cât forma noastră, evident că nu stătea oricum acolo, o capitonam cu burete, dar nu existau și cu vată, lipiciurile de acum și făceam găuri așa cu un ac încins pe tot
toată marginea și le coseam și apoi mai coseam elastic pe sus, la mijloc și jos. Era un pic cam grele, cam cădeau. Așa că la capitolul ăla... Apropo de apărători... Handbal am mai jucat și tenis de câmp și tenis de masă. Și am observat la statuia aceea care e în fața cafeaua. UTEI. La Peciovski era, se vede că parcă ar purta apărători. Nu prea cred că erau apărători pe vremea lui Peciovski. Nu sunt artistul care am... Da, nu, m-am vrut să... Așa o fi observat. Avut cum aveam și noi. Eu știu când am avut. Da, Cămătarul, dacă țineți minte, juca tot timpul cu jambierele lăsate jos. Și Dobrin. Și Dobrin. Eu pe Cămătarul țin. Vine și golul de pe... Eu când am avut dublă fractură de tibie și peroneu, mi-am pus apărătoare... Ați scăzut pe scări la stadion. Apărători cu... La meci. Și mi-a rupt tibia și peroneul la meci. Da, ce s-a întâmplat? M-am împiedicat pe scări. Am avut apărători cu fier beton băgate în găurile alea așa înăuntru. Că nu erau atunci apărători. Și ăsta era în anul când? În 70. Ce am discutat erau anii spre 80, că era mai, sunt mai tânăr, dar așa a fost. Deci, tenis de câmp, apropo că am vorbit acum, nu erau decât rachetele de la Reghin, alea de lemn, care la un moment dat se strâmbau așa, erau un 2-3 planuri, jucam cu ele așa, că n-aveam ce să... Fără scot de protecție. Da. Și tenis de masă jucam, că aveam mese într-o sală de ședință, oriunde prindeam, erau mingile chinezești și palete chinezești, eram prieteni și înfrățiți cu China. Și tenis de câmp făceam din placaj racheta. Eu am avut alea de Reghin, dar luau... O altă formă. Sunteți mai tânăr. Da, am prins. Bun. Deci a fost contează bine și dragostea pentru evident, sport, evident că trebuie aplicare pentru oricare, dar și echilibru, ca să fim sinceri. Da. Am văzut și primari care erau focusați, să spunem sincer, pe echipa Fanion a orașului, pe fotbal. Începeau și deja ei acolo să facă echipa, să pună antrenorii. Nu, e exagerare, în opinia mea. După părerea noastră, în ce mod contribuie sportul la dezvoltarea comunității locale? Păi e un sol de pace? Dincolo de emulația, dincolo de la toate sporturile, că am spus, de la basket până la șah și la fotbal, e bine să ai în fiecare, poți chiar în toate, dar cât de cât în mai multe domenii să ai echipe sau, dacă e sport individual, persoane cu performanțe individuale cât mai recunoscute, pentru că duce numele orașului peste tot în lume, în țară. Deci e unul din ambasadorii localității, să spunem așa. O emulație, evident, important oraș, dar cel mai important e mesajul care se transmite către tânăra generație, către copii și determin să iasă din casă, să nu stea doar în fața calculatorului. Toți se visează, nu știu, Monica Broșovski, toți se visează Peciovski la un moment dat. Eu Miculescu. Să nu supărăm pe nimeni acum. Eu mai știu ce înotători sau din echipa de polo. Și atunci, în dorință, sau tenismeni, în dorință, Marius Copil, la că-i arădean, toți în dorința asta se duc și practică, evident că nu ajung toți, dar e bine că fac mișcare. Da, sigur. Dacă nu se întâmplă, dacă nu au un exemplu, dacă nu au un sistem de referință, dacă nu au la cine să se raporteze, nu au atâta atragere de inimă. Și atunci trebuie să încurajezi, mai ales baza. Corect. Așa este. De acolo își recrutează până la urmă, da, să mai dăm cuvântul. Poți să-l întreb și pe ceva. Asta puteți orice. Marcele, acum că ați câștigat, ați fost vicecampion, dar cred că este și o hotărâre a Federației de Basket Feminin ca obligativitatea unui club să aibă și o echipă paralelă de tinere sau de junioare, nu? Da, ca să participăm în Liga Națională de Basket, cum avem noi această echipă de senioare, suntem obligați ca să avem și echipă de junioare, pe care noi deja le-am și înființat și am și participat de 2 ani în această competiție la sub 13 ani. Mai nou avem o echipă și mai mică, undeva la 10 și 11 ani, deci avem încă 2 echipe, pentru care știe și domnul primar despre ele, am și depus la Centrul Municipal de Cultură. Avem nevoie de aceste echipe în care suntem obligați de către federație, dar și ne dorim, pentru că prin asta am creat o emulație fantastică, s-a și văzut la meciurile noastre, terenul, le dăm voie și posibilitatea ca în pauză să invadeze terenul, că prin asta îi lăsăm mai mult ca să simtă vibrația tribunei, atracția către sport și să se apropie de conexiunea cu jucătoarele. Jucătoarele fac poze la sfârșit, le acordă autografe, tocmai de aceea cred că avem nevoie de
de această cultură a sportului în comunitate. Au două pepiniere. Te-am felicitat pentru titlul de vicecampion la început. Da, n-am apucat, nu? Da, da. Spuneți, vă rog. Uite, nu știu câtă lume are a... Probabil că nu mulți, nici eu nu aș fi, dacă nu mi se spunea și m-am și dus, că cunoșteam și antrenoarea și directoarea. Cum stătea galeria, în partea dreaptă, la spatele panoului din partea dreaptă, erau copiii de la școala generală din Aurel Vlaicu, din cartier, care sunt campioane... La ONSS-uri. Așa. Da. Și erau cu profesoara lor de sport acolo. Cu Ramona Rusu, și cu doamna director și doamna inspector, Rodica Lucian. Exact. Da. Au venit și mi-au spus, a venit doamna director, m-am dus și eu, m-am făcut fotografii cu ele, cu copii, vedeți? Ele au avut exemple, au luat exemplu, au intrat și ele în ecuația. Da, și am considerat că în pauza meciului a meritat pentru a primi aplauzele tribune, pentru a prezenta această echipă. Exemplu ăsta îl putem să-l trecem și la fotbal, la UTA. Acum, datorită ghinionului că au fost suspendați, au câștigat prin faptul că au dus copiii foarte mult la stadion. Foarte bună idee. Da, da, și ăștia au trăit și toată lumea mă întreabă și acum dă telefon. Nu mai putem merge și la meciurile unde sunt seniorii. Și au ghicit în tribuna, în peluza dinspre gara. Ce se roage să fie suspendați cei mari. Să fie suspendați cei mari dinspre ca să aibă loc. Cei mici. Bun, acum nu totul se învârte în jurul banilor, deși sunt importanți. Da, chiar vreau să vă întreb că am citit pe Gazeta Sportului, dacă nu mă înșel, sumele publice pe care le-au făcut primările echipelor din fotbal de Liga 1 și la Cluj, Universitatea a primit sau primește 2,45 de milioane de euro, iar la Sibiu, Hermannstadt, 1,35 milioane de euro. UTA e codașă, să spunem, la acest capitol. Depinde cu 800, mai puțin. Cu 800 de euro, mă scuzați, cu 800 de euro. În plan sportiv suntem la egalitate cu ele sau chiar le depășim, însă UTA a pierdut și câteva sute de mii de euro din cauza lucrurilor de schimbare a gazonului. Aveți de gând, întrebarea, aveți de gând să suplimentați această sumă pentru sezonul competiției următor? Deci, în primul rând, că era o vorbă din anii aia de care ați pomenit dumneavoastră înainte de 90, în care spunea cineva, domnule, tovarăș, cifrele nu minte. Altul a zis, da, tovarășul, nu minte cifrele, dar cu cifrele se mai poate, depinde cum le prezinți. Cam așa e și în articolul de care, la care faceți dumneavoastră referire. 1. La Arad, nu știu în celelalte, dar 99% din câte mi-amintesc, Clujul are alt statut. Universitatea Cluj are în acționariatul său primăria, e patron primăria acolo. Aradul nu este patron. La Arad... E altă formă de organizare. Clubul, da, ca și la basket, la fel. Sunt ONG-uri și pe o legea sporturilor depun proiecte, ca și la banii europeni. Pe legea 350, da. Și sunt două sesiuni, sesiunea de primăvară și sesiunea de toamnă. Domnul Marcel poate da, așa să mă este. Corecteze dacă cumva nu așa ceva. Este. Iar suma pe care dumneavoastră ați citit-o este ceea ce au luat în sesiunea, în prima sesiune. Va mai urma și sesiunea de toamnă. E vorba de UTA. De UTA vorbesc, acum că acolo ați făcut referire. Vă poate spune dumneavoastră și sumele la basket. Dar și la UTA, dacă vă uitați în anii din urmă, întotdeauna suma într-un an financiar calendaristic a fost în jurul de 1.200.000 de euro. Nu ne putem compara de asemenea cu orașul Cluj, cu municipiul Cluj ca primărie, pentru că suntem sub jumate și ca populație și ca putere economică decât Clujul. Și hai să nu știu, Sibiu e de nivelul nostru, să spun, nu știu la ei cum e acționariatul, dacă n-aș vrea să greșesc, dar vedeți că și ei ca sumă sunt aproape la fel ca noi, 1.300.000, ați spus dumneavoastră. Dar eu mai am o vorbă. Performanță cu bani mulți sau neperformanță de multe ori reușește să facă și cu bani mulți, cu bani puțini, sau mă rog, nici cu foarte puțin nu poți, dar într-o așa, mă rog, am înțeles. Decență, faci cât de cât performanță. Nu că nu ne-am dorit mai mulți, dar am spus încă de la început că avem și basket, avem și haltere, avem și șah, dacă vorbim doar de lumea și sportului. Atletism, și atletism. Gimnastică. Și așa gimnastică mai și gimnastică ritmică și încercăm să și rugby. Mulțumim. Și rugby, chiar și rugby. Da. Bun, citești și deci niște nu mesaje. Nu suntem chiar codași, nici la partea financiară, trebuie nici la poziția în clasament. Da. Din bugetul clubului, el, la sumele mari, sunt trei mari actori, să spunem așa, care contribuie. Și vorbesc în cifre rotunde. Milionul de la primărie,
milionul de la televiziuni, funcție de ce poziție ocupă în clasament, și circa tot la fel un milion din bilete abonamente. Și apoi vin sponsorii. Aici a fost acum, arși puțin la bilete abonamente. N-a ars nimeni pe nimeni, a fost o treabă asumată încă de la momentul la care i-am pus la aceeași masă suporteri, acționariat, club, antrenor, ce fel de variante doriți la gazon, că nu ne... Nu de gazon vorbeam. Ascultați că știu ce vreți să ziceți. Și s-a stabilit pe ce variantă să scoatem la licitație, de asta mix și nu știu cum. De atunci am spus și care ne-au spus și producătorii, cei care fac, care e momentul cel mai optim să-l pun în operă în toamnă. Lucrurile au fost asumate, că au trebuit să joace așa zis în deplasare. Am arătat pe cifre că au avut rezultate mai bune decât atunci când au jucat acasă. Deci la capitolul ăsta subiect închis. Da, a pierdut clubul ca buget în acea perioadă, că au avut cheltuieli afară și n-au avut inputuri, n-au avut intrări aici și au mai avut ghinionul cu meciuri suspendate acum, da, când la fel n-au primit niște bani. Da, asta e managementul lor. De aceea nici nu-mi doresc ca primăria să fie mare acționar la UTA și să începem noi pe acolo să dăm indicații. Eu am o vorbă, știi, că dacă iese bine mi-o asum, dacă nu... Da, am înțeles. Dar nu e cazul chiar. Citesc câteva... Răspundeți, dar nu e câteva mesaje care au venit. Bună, ne salută Alex Mike, domnul Coș Alexandru, știți, de la Dubă. Da, acolo am fost. Așa. Dar atunci n-au auzit bine cu urechea stângă. Dar na, Berar Daniel, sunt mândru de primarul meu pentru că a plecat și spre sport și nu neglijează și alte domenii de administrație. Are mulțumesc, toată admirația mea. Legea nu îmi permite să fac politică unde lucrez, dar îl respect ca un om de presă sportivă. Felicitări lui Marcel Urban pentru tot ceea ce face ca Radului să fie acolo, Aradu să fie acolo unde este locul în basketul feminin. Turi Gabor Petru. Sibiul este la fel ca la Arad, dar a intrat în insolvență datorită faptului că primăria a redus bugetul, deci la Arad stăm bine. Nu, Adrian, bună seara, dragilor. Astea au fost primele... Citești și alea care ne critică, nu sper, nu le săriți. Nu am criticat. Și uite, nu i-ați întrebat pe deși. Nici ei nu sunt cu bugetul cel mai mare dintre toate grupurile. Da. Și tot au rezultate locul 2. Mai mult decât... Da, e o provocare, cum au zis și domnul primar. Cu bani toată lumea știe să facă sport și e foarte simplu. Provocarea e cu bani puțin când reușești să depășești echipele foarte bine cotate cu bugete foarte mari. Spre surprinderea plăcută a mea, chiar dacă am avut foarte mulți contestatari, când din acest sezon s-au băgat și la noi abonamente și bilete, ați văzut că în faza superioară sau în fazele finale ale competiției, la semifinale și finale, am umplut sala cu vânzări de bilete și cu abonamente la început, care a fost nu foarte mult, dar un început. Și într-un management sănătos și în special în sport, știm foarte bine că o mare parte din bugetul unei echipe se fac prin vânzarea de bilete și abonamente. După care vin sponsorii, transferurile și comunitatea locală. Nu vreau să depășesc acest aspect că legea sponsorizării nu ne oferă foarte multe pârghii în a trage foarte mulți bani din mediul privat, tocmai de aceea suntem aproape dependenți și îi mulțumesc domnului primar că a fost de an de an, de când dânsul a venit primar și înainte, dar și acum, în care echipa noastră a fost înainte subvenționată. Televiziunea vă ajută ca pe fotbal, televiziunea? Televiziunile pe noi nu ne ajută, sub nicio formă. Noi ne bucurăm când vine o televiziune să ne transmită, pentru că cu o chestie asta putem satisface și noi sponsorii privați. Se bucură că nu trebuie să-i plătească. Da, să știți că am avut și asemenea... Putem să dăm și primul premiu, să punem întrebarea. Noastră v-am spus, sunteți... Atenție, repet regulile... Noi... Răspundeți doar o singură dată, dacă răspundeți de două ori, se anulează ambele răspunsuri, chiar dacă unul și este dacă bun. Noi știm răspunsul, putem desface deja sticla. Nu, mă trageți de pantaloni și arătați așa. Că... Bun, întrebarea numărul 1 din basket. Ce număr minim de jucătoare echipate trebuie să prezinte o echipă la începerea unui joc de basket feminin? Mă urmăresc aici, doar cine răspunde primul atunci va primi. Încă o dată, ca să fie clar, ce număr minim de jucătoare echipate trebuie să prezinte o echipă la începerea unui joc de basket feminin? Nu cum a fost și la voi pe bancă, era un antrenor care a fost accidentat, nu, care sunt echipate și cu drept de joc. Da. Bun. Deja vin răspunsuri, da? Nu spun e o întrebare foarte simplă, da, e o întrebare foarte simplă până răspunsul la urmă. Răspunsul mai complicat. Până atunci, domnule primar, să vă mai pun și dumneavoastră întrebare, dar nu concurs. Și ce, nu câștig nimic? Uitam la rozeu ăsta. Da. Rozeu.
Eu pot să câștig peștele ăla. Da. Ai de valoare. De belou. Da. De valoare. Hai, nu ne-l aduce, ai pune peștele. Domnul primar, există inițiative... Să nu creadă cineva că mă refeream la alt pește, știu. Vreau să-l gătim sau eu mai știu altceva. Foarte... Și cu mileu, cu tot cu mileu. Vedeți? Așa. Cred că și ceasul ăla reprezintă Aradu. Bunică mea îi spunea cipcă la asta. Cu cipcă, așa. Foarte frumos. Cât te făceau cu cipcă acolo. Deci o să pun întrebarea. Să vă rog, uite, dacă vă întrebăm noi și dacă știți, vă dăm premiul peștele și întrebarea a doua mileu. Vedeți că e foarte valoros, ăsta nu se găsește. Știți foarte bine că una din problemele unui oraș și numai a Radului este lipsa bazelor sportive suficiente pentru copii, pentru și pentru echipe și așa mai departe. Aradul este unul dintre orașe care a distrus baze sportive. Se are acum în vedere ca să se construiască, dar nu mini-baze din acelea cu un singur panou să arunce, dar și alea sunt bune. Toate sunt bune. Acum, mie cel mai ușor mi-ar fi să, nu știu, domnule, nu e în mandatul meu, nu s-a dărâmat, nu, doar s-a construit. Evident că, și ce spuneam la început, ne interesează în piramidă partea de jos, adică să aibă acces cât mai mulți copii pe diferite sporturi. Acum depinde la ce ne raportăm. Dacă veți compara, doar că nu există o statistică, dar dumneavoastră care mai umblați prin țară și Marcel poate se vadă și cu ochiul liber, Aradul nu stă bine, stă foarte bine comparativ cu alții. Nu că nu mai este loc. Gândiți-vă câte terenuri de tenis are Aradul de-a lungul malului Mureșului. Vedeam, a fost campionatul național de judo și cineva... care văd că toată ziua e pe televizor, nu-i dau numele să nu-i fac reclamă, un domn Cosmin, alerga pe Gloria și spunea, wow, este la Arad pistă de tartan. Parcă ar fi descoperit America. Înțelegeți? Avem motorul și toate pe care le avem, Slaviciu refăcut, Gloria cu contract semnat, ne apucăm de el. Motorul cu sintetic. UTA, mă rog, Francis Neumann, toată lumea știe ca și UTA, singura primărie din țară care a construit din banii ei un stadion. Șega, cele de afară de pe Câmpul Liniștii. Cele din Subcetate. Ce mai duci de sus ceva pești mai pe acolo? Din Subcetate, din Sân Nicolau, toate cu nocturnă. Se poate practica și seara și noaptea sportul pe ele. Ce nu avem și avem bazinul de not polo ăsta mai mic, să spunem. Cel care a fost mare și închis, dar nu e a primăriei, este a ministerului și pentru ce mă lupt, dar nu depinde doar de mine, o sală de sport multifuncțională. Alții au, dar nu din banii lor, tot așa, prin CNI, prin guvern. Și eu îmi doresc acest lucru. Așa că sau pentru început, domnul primar, vă completez, ar fi minunat, noi avem singura sală cu parchet polivalent. Dacă mai faci o sală, să zicem, țichindeal sau oricare altă sală... A, să schimb, să-i pui parchet. Parchet. Pur și simplu ne-ar ajuta foarte mult, nu doar pe noi, toate sporturile de echipă. Aici avem o mare problemă, am avut discuția asta în urmă cu câtva timp, dar nu a fost o prioritate, cred că nu e cu un efort foarte mare. Da, asta e realizabil. Și știu că aveți grijă dumneavoastră de lucrul ăsta, dacă există posibilitatea să facem acest lucru, ar fi... Foarte bine. Am înțeles. Și să nu fie înțeles greșit, că foarte multă lume, vedeți, chiar și eu înainte de a fi implicat mai serios în administrație lucrând, când priveam din exterior, privești problema doar cu investiția. Aoleu, nu sunt bani să construim o sală polivalentă sau un bazin de noță. Să știți că, într-adevăr, e o sumă pe care o cheltuiești într-un interval de timp. Ușor asta. Nu faci ușor, dar problema este alta. Întreținerea după aceea, toate bazele astea sportive, gândiți-vă câți oameni sunt acolo să le întrețină, numai să facă curat ca să nu să taie iarba, curentul să... Și când ar fi costuri mari, iară nu fi bine. Sigur, pentru că nici nu poți să iei taxe, nu știu ce, că nu-ți mai vine nimeni să întoarci invers. Uitați bazinul ăla de not din Subcetate pe care îl știți, când au, la prețul la gaz, care acum cam jumătate de milion era... Pentru încălzire iarna. Deci nu e, începe să fie ceva, o povară pe umerii unei comunități. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Stadionul de la UTA, vedeți, mai nou,
Și eu prima dată am pus și mâna pe telefon și am sunat, bă, sunteți nebun, ce ați aprins nocturna, că e meciul la ora 3, așa la ora 4. Nu, domnule, că televiziunile, că umbra, da, că nu se vede imaginea bine, că nu ne mai plătesc banii de televiziune. Deci de la ani în care nici nu se punea problema să se joace pe nocturnă, am ajuns în ziua de azi să jucăm cu nocturnă și la amiază. Dacă e noros, da. Nu, da, eu spun astea ca să fiu înțeles, bun, nu vreau să, da, fiu greșit. Da, pe tocmai asta e, domnul primar. Deci, până intră jucătorul pe teren, în spate e o industrie întreagă care trebuie să funcționeze. Spectatorul vine și... la două baze sportive care tot timpul sunt pe rețele de socializare în discuții. Polivalenta, în primul, pentru că avem și eu echipă. Da, și nu e a primăriei. Mi-aș dori puțin, să fie, știu, să putem, da, investi în ea, da, să fie ok. Nu se poate și polivalenta și bazinul discuta cu Ministerul. Ba da, s-a rediscutat de 11.000 de ori. Păi, na, și vedeți rezultatul. Ce să zic, eu mă și feresc să mai aduc în discuție unele subiecte a căror rezultat nu pot să-l... Deci ei nu vreau să dea sau nu, nu renunță? E chiar ca în politica de pe Dâmbovița. Nu zice niciodată nu. Deci înainte am insistat ani de zile, domnule, să le voastre reparația asta, investiția, da, asta, am văzut că nu se face. Am trecut la etapa a doua. Ok, nu puteți voi, noi nu putem băga bani că e la voi, dați-ne-le noastre, știind însă, conștienți fiind că va trebui să băgăm noi bani mulți, să le întreținem noi după aia, ne-am asumat și asta. Deci ei numai să facă niște hârtii să ni le dea. Încă nu știu scrie, dar îi învățăm. Acolo a și murit parcă un om la care a încercat, da, să... Da, sărăcare la acoperiș, da, 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 da. Din păcate. Acum de, din păcate că suntem vicecampioni. Păi nu, da, eu am spus și acum, și chiar și plouă la un moment dat. Zic, ajungem să avem meci să ne rugăm să nu plouă, cumva, da, să ne facem de râs. Da. Da. Bun, alte mesaje. Adrian, bună seara, dragi. Domnul Mocoș Alexandru, aș vrea să știu care sunt perspectivele pentru sezonul următor. Întrebare pentru domnul Marcel. Și Toma Andreea, tot pentru, cred că pentru basket. Felicitări echipei pentru minunatul rezultat din acest sezon. Vă rugăm din toamnă, veniți la meciurile fetelor, asta pentru domnul primar. Merită susținute și apreciate. Așa. Da, domnul primar poate să le susțină și din birou, pe care mulțumesc. Da, s-ar fi mult mai... dacă ar fi de ales între să stau doar la galerie și să bat din palme sau pe dubă sau cealaltă variantă, sunt convins că... Da. Și să merg numai la finală sau la premiere. Da. Domne ajută, așa să Alin Ordoc, da, pentru anul viitor, Rednic pleacă dacă nu vin sponsori puternici. Păi da, eu nu sunt purtătorul de cuvânt, da, al Mircea. Am o relație amicală mai mult decât ok cu el. Nu mi-a spus că are intenționat să plece. Și nu e treaba primăriei să găsească sponsorii, vedeți? Noi tot ne ținem... Paul, sponsor pentru UTA, nu putem face nimic, domnul Vivers. Da, nu sunt conducătorul clubului, altcineva acolo, nu? Hai să fim cu picioarele, da, pe pământ și realiști. Să... Sigur, nu, și așa. Eu încerc să... De-aia vă vin mesajele să și răspundem. Tot, Paul zicea, oamenii cu bani îs la rad, dar le frică să vină să investească. Nu le e frică, în general nimeni care... Din cauza domnului Falc, eu așa cred. Să știe din cauza cui, nu știu. Oamenii cu bani nu sunt fricoși în general. Că nu fac banii dacă sunt niște fricoși. Dar oamenii cu bani nu vor să investească de obicei undeva unde să nu... Nici nu ca să piardă, dacă se poate chiar să câștige. Marea majoritate își fac doar să fie cineva, exact, foarte, foarte pasionat și să aibă sume atât de mari încât să nu... Dar și acolo vedeți că... Este ideea articolului meu atunci când s-au prezentat cei posibili investitori. Păi nu vine nimic. Ce, unul de 2 milioane acolo, unul de 2 milioane acolo. Cum se dă dacă nu ai și pretenții? E puțin credibil. Na. Da. Da. Domnul Coș Alexandru, pentru basket, aș vrea să știu câte jucătoare din lotul actual vor face parte din echipa din campionatul viitor. Sunt câteva care au semnat, sunt câteva care nu vor continua, sunt câteva care vrem noi să continue, nu vor ele, sunt câteva care vor ele, nu vrem noi și balanța undeva la mijloc. Sunt câteva care deja am și am obținut semnăturile lor. Îmi doresc foarte mult ca să fac contingentul, să închei contingentul de jucătoare românce. Pentru că pentru jucătoarele străine avem timp o vară întreagă și, cum a zis și domnul primar, vom vedea ce se va întâmpla și la sesiunea a doua, pentru că trebuie să ai o credibilitate și să ai o siguranță pe bugetul pe care ți-l conturezi. Nu poți să depășești condițiile și să nu deține și că după aia, noi avem o credibilitate foarte mare, tot ce am promis, noi suntem la zi cu absolut toate salariile, taxele și așa mai departe. Tocmai de aceea vreau să păstrez această siguranță în echipă și să fac un lot de perspectivă și, cum zice domnul primar, e o provocare în fiecare an. Am o întrebare, ai scăpat de armată?
Am scăpat, da. A fost săptămâna trecută. Da, asta e una din profețiile mele. În primul rând vreau să vă anunț cu tristețe că încă n-a răspuns nimeni corect la întrebarea. A, dacă rămâne... nu pentru vine, a fost pentru tricou. Licităm. Așa cum o întrebare pentru domnul primar. Cum sunt alocați banii pentru sportul arădean și care sunt criteriile de selecție a proiectelor înaintate? Păi, vă poate răspunde cineva care aplică pe legea 350. Există un criteriu de performanță, în primul rând. Sunt puse acolo performanțele. Numai puțin, să un... punem de la început. Deci nu dă cineva proiecte, banii cu clasa, să ne înțelegem. Dar nu. Aceste proiecte le poate face... Poți să fii și ONG, să nu fii ONG. ONG-urile. Numai ONG-urile. În primul rând, ONG-urile, nu SRL-urile. Da, există, trebuie să ai un cazier fiscal curat în care trebuie să fii eligibil din mai multe puncte de vedere, dacă le număr pe toate, monopolizăm emisiunea, dar în primul rând trebuie să existi, să ai performanțe, să ai un istoric în spate în care se pot da. Da, să și cofinanțezi, pentru că absolut, că să fii, adică nu știți cum. Nu vii să stai doar cu mâna. Mai sunt unii care vin la primărie, zice, am o idee, zice, și vreau să fac asta, ne finanțați. Bă, ideea avem și noi cam bancul ăla, mai multe decât voi, dar n-ați vrea să veniți. E un fel de parteneriat aici. Un fel de parteneriat. Și la fel, dau exemplu pentru cei care poate nu sunt atât de aplicați, dar știu cum e cu banii europeni, cu fondurile europene, în care nu-ți finanțează orice și dintr-un proiect totul. Ai parte de cofinanțare, ai parte neeligibilă, cum se spune. Adică sunt anumite lucruri pentru care primești bani, ți se decontează și nu-i primești așa banii. Tu vii la decont cu documentele justificative. Vii să-ți depui un decont, este controlat. Și se plătește direct acolo în cont, nu ți-i dă ție în mână sau în contul tău. Da, da. Banii vor fi plătiți. Da. Sunt bani publici totuși. Da. Baliga Marius, o bază ca și cea de la Slavici ar trebui să fie în fiecare cartier, așa văd eu normalitatea. Sigur, eu sunt de acord. Uite, într-un mandat am făcut-o pe cea de pe Slavici. În acesta și care debutează acum. Și facem țichindealul, domnule. Facem, acum avem Gloria. Gloria, da. Dar începem mai repede. Poate reușim țichindealul. Și uite așa, și acest lucru să nu fiu înțeles greșit, că nu trebuie să mă țină în formol pe mine până la bătrânețe, să mă scuzați, sau ca pe Lenin. Vor veni și alți primari. E un imbold și pentru alții să preia exemplu, dar să nu uităm ceea ce am spus. O ai o sumă pe care o investești, dar după aceea fiecare an, fiecare secundă, fiecare minut trebuie să îl întreții. Păi da, că cel de pe Slavici, cum ați spus și dumneavoastră, deja inelele se mișcă pentru că n-au avut grijă. Din nou trebuie o investiție minimă în care trebuie înlocuite. Păi duc să vedeți tartanul cum e aruncate pe jos, mucuri de țigară și multe alte. Aici trebuie puțin și autoeducația sportivilor. Mă aduc aminte de ceva. Sau fac o paranteză, să nu uit. La fiecare investiție mai mare publică am făcut un principiu să construim și toaletă publică, că e chestie de civilizație. Da. Cu fise, cum... Da. La Slavici am avut una de aproape 70.000 de euro. Au aruncat-o în aer, i-au dat foc, n-a mai rămas nimic din ea. Copii, sau cine mai zice. Nu mai contează cine. Acum va trebui alți bani, altă distracție și perioada asta în care e o fundație acolo. Atâta a rămas cam dezafectată. Da. Tot era afumată, tot era... Vreau să vin cu o poveste puțin macabră. Deci voastră deja ne-a cumpărat două morminte în gai acolo. Asta e partea macabră, că nu știam la ce vă referiți. Acolo se construiește, datorită unui proiect al asociației de aici, se reconstruiește, modernizează capela. Nu, e proiectul primăriei. Dorința a fost a asociației gai, a oamenilor de acolo. Stați că iar vă întrerup, că nu vreau să supăr pe nimeni. Deci acolo era vai și amar, și gardul și capela nu putea fi capela. Am refăcut gardul, lucrăm la capelă și acum s-a mai criticat primăria decât înainte. Că nu știu ce nu-i bine la gard, că capela e prea mică, că de ce... Măi, oameni buni, dar nu o să moară acum nu știu câți oameni deodată, Doamne ferește, adică hai să fim... Dacă mă cramponez, încerc să transmit semnale. Eu mă necăjesc când văd lucrurile astea, că așa se întâmplă și la noi. Sigur că da. Am trecut pe lângă capelă, cum vorbeam cu muncitorii, zic, băi, atenție, nu vă grăbiți așa tare, pentru că eu încă mai trebuie să slăbesc, după aia mor ca să pot încăpa aici. Totuși e mică. Nu e mică, oameni buni.
Pentru, bine, ăsta altul. Las că... să vină tot Aradul, da, așa, unde încapă. În aia care era înainte încăpeați, da, mai bine, exact, că era în aer liber. Nu, era, aia chiar era macabă. Păi, deci, bun, gata, haide să trecem, deci, la sport. Eu mi-am făcut, nu, am o pretenție de la mine, că nu sunt eu tot știutor. Asta când ajung unii în funcție, cred că se pricep la toate. Strict pe subiectul ăsta, la momentul la care s-au venit cu planurile, nu am dat drumul mai departe până nu m-am întâlnit cu parohul. Dumnezeu să-l ierte. Bun. Și acum cu moștenitorul, să zic, cu care a rămas în continuare, și cu el am discutat atunci. Deci cu fiul ăsta. Da, cu țarul, Dumnezeu, da, să-l ierte. E, și atunci, într-adevăr, singura discuție a zis, domnule, și dacă sunt mai mulți deodată, trei morți, domnule, dar de câte ori se întâmplă asta? Nici noi nu ne facem casă că poate odată vin nu știu câți musafiri. În general, vă face o anumită decență, la fel și acolo. Uitați-vă la toate casele mortuare la care mergeți, că este încăperea în care se ține sicriul și au loc un pic în jurul lui familia și mai este în față o altă încăpere, da, unde stau... Nu, vezi că ești vinovat, domnul Hanza, pentru că ai trecut la un subiect, da, care... Din asta ți-a avut problema, da, asta. Baliga Marius, la Făt Frumos ați putea monta și un coș de basket, îl plătesc eu, doar primăria să-l monteze ca să nu fie amendat după. Da, există un teren de sport la Făt Frumos, destul, da, de... Da, l-am și uitat că l-am... Da, tot lumea să cred că l-am tot primăria. Da, noi, da, era și la în paragină. Da, acum, da, e bună ideea să montați un... Da. Noi avem câteva basketbaliste din cartierul ăla și... O întrebare mai sensibilă venită de la Berard Daniel. Ce părere are domn primar, bună, de ceea ce se afișează în tribuna SCU? De mafia fotbalului ardean. Banner afișat la fiecare meci. Că a scăpat. Acum, în general... Au lăsat-o mai mare, nu s-a afișat. Nu vreau să... Ați văzut că mi-am păstrat o neutralitate, da, nu atât eu ca persoană, să fiu înțeles, că și eu am, să spunem, ce gândesc, dau dreptate la unii sau la alții, dar... Poziția în care mă aflu mă obligă, vreau, nu vreau, să păstrez această neutralitate, să încerci să fii cât se poate de imparțial. Știu că sunt acolo dispute, nu sunt judecător. Da, sunt oameni de ordine care trebuie să aibă grijă. Da, problema la stadioane, în general, și la meciurile de fotbal în special, în opinia mea, că uneori ți-e groază să mergi cu copiii. Și nu doar aici se întâmplă. Nu la basket, să știți. Nu, aici am spus la, da, la fotbal. Datorită limbajului. Da. Da, și ceea ce nu e bine, pentru că dorința este să duci copiii spre asta. Ați văzut când au fost suspendați și au fost numai copii? N-a fost nicio problemă. Da. Nu, să se înțeleagă că sunt fanul suspendărilor, Doamne ferește. Și ăsta, dar cred că fair play-ul sportiv trebuie să menține. Și aș mai vrea să spun ceva, că și la basket valabil, dar foarte multă lume își poate da seama de la fotbal, poate, când ați spus de transferuri, de alea, cât a evoluat, dacă e evoluție sau involuție, când era UTA campioană și națională și 70, de cupă, anii ăia, uitați-vă în lot, erau de diferite naționalități, că așa suntem noi, cei de la Arad, de aici, da, aproape toți erau de aici, hai să zic că de la Oradea sau de la Timișoara. Era și Lereter de la Timișoara. Aia spun, dar toți de pe aici. Acum, da, păi, dacă sunt român, te bucuri. Din ceva, da, insule, nu știu unde. Da, pe păi tocmai asta, la pentru că educația sportivă națională nu e foarte ridicată. E blocată, da, pentru că eu sunt și cadru didactic, știți, profesor de sport și încerc foarte mult ca să-i împing către sport, să-i le întorc privirea către sport. Ei se ocupă doar de telefoane, de laptopuri, de televizoare și foarte greu să-i scoatem afară din casă. Tocmai de aceea împreună trebuie să avem un program național, probabil că și local prin cei doi copii ai Aradului, pentru că așa îmi place mie să consider. UTA și ICIMU sunt cei doi copii ai Aradului. Cei mai vizibili. Care fac performanță la înalte... Hai că revine. Văduva Eduard Andrei n-a auzit întrebarea care n-a răspuns nimeni corect. Și care e întrebarea la care nu ați primit răspuns? Întrebarea, am primit răspuns, dar greșit. Întrebarea este următoarea, repet și ultima dată, repet. Ce număr minim de jucătoare echipate trebuie să prezinte o echipă la începerea unui joc de basket feminin? A, nu vă îngrijorați că vinul zice că e bun dacă se învechește. Dar nu-i vinul, că aia am de împreună, să dăm coș și premiile. Fular, da. Am crezut că vinul e... Deci vinul și un fular, vinul am și pentru vin întrebare, dar mai târziu. Bun. Bun, nici alea nu e o problemă, că rămân pe stoc. Vreau să vin puțin să ajut la întrebarea respectivă, să nu se uite la regulamentul de acum 2 ani. Regulamentul a fost actualizat, tocmai de aceea... Răspuns, avem un răspuns corect, Coman Fabian 8.
Deci 8 persoane este. Coman Fabian, o să las, o să spun la sfârșit unde trebuie să mergi după premii la voi acolo la Sigur că da. Bun. Trecem mai departe, domnule primar. Prezent. Așa, se mai caută așa o întrebare. Ce măsuri se iau pentru a asigura accesul egal la facilitățile sportive pentru toți cetățenii? Adică mă gândesc că domnul a vrut să spună unde poți să mergi gratis, să nu plătești taxă de folosire a bazei sportive. Bun, acum... întrebare grea, nu? E întrebare grea, e vorba de principii acum. E bine în orice, așa cum am spus, să existe măsură. Pot fi... Nu e nimic gratis odată, să ne înțelegem. E gratis pentru cineva, să spunem, da, plătește altcineva. Ori plătim noi toți. E bine dacă vrei să încurajezi, așa cum am spus, la copiii asta, dar e bine să fie în mod organizat, să stabilești asta cu anumite școli, între anumite ore, uite, la bază de program să vină și ăsta. Să lași alte ore și avem problema asta la bazele sportive, când sunt, trebuie să antreneze cei de la UTA sau alte echipe. Cred că pe Gloria nu percepe pe Gloria, da. Deci poate să meargă dacă revin la cele să... de masă acum, da, super deschise, unde nu e ca la bazin să închizi ușa. Terenul de pe Slavici. Moise trebuie Nicoane. Programare așa, nu, nu ai cum... Pe Dujeniștit, acolo pe e la liber, terenul de pe Gloria. Mai doar acolo erau niște ore când se antrenau, mai ales că aruncau și greutăți și nu vreau să avem incident. Dar un anumit interval de timp, noi luăm taxe la mine. Slavici dacă vrea, polivalent. Dacă vrea, basket, da. Basket, handball, fotbal, atletism. Ciclism, chiar e interzis pentru ca să nu se întâmple. Bicicletele sunt la liber și pe malul Mureșului și spre pădure la Ceala. Parte din bazele sportive, celelalte cu teren de fotbal, există posibilitatea să se meargă și acolo, dar trebuie să respecte programul pentru că e o programare, sunt cei care anunță prezența din timp. Alex Dumocoș întreabă, revin cu întrebarea, poate n-am văzut eu asta, dacă rămâne Miroslav Popov și în sezonul următor? Da, chiar astăzi am semnat contractul, în premieră pot să anunț că continuăm cu Miroslav Popov. Pe un an? Pe un an de zile, sigur că da. Se poate și pe trei. Eu cred că e un beneficiu, a demonstrat că e un antrenor de valoare care merită să rămână la Arad pentru că a creat o echipă în care, cum am mai și spus, la început de campionat câștigam cu 3, 4, 5 puncte, chinuit cu echipe mai slab cotate ca să ajungem până la urmă, că nu ne dădea nimeni nicio șansă până în finala campionatului, să eliminăm Sfântul Gheorghe după 8 ani de zile de supremație. În Eu condițiile... cred că asta e performanța cea da, îmi place, chiar am și spus și am cerut voie lui Anital dacă ne-am spus, mi-a plăcut foarte mult când a scris la noi pe Facebook că noi nu am pierdut locul 1, noi am câștigat locul 2 în acest sezon și o performanță deosebită. Corect. Și eu mi-aș permite, respectând fair play-ul care trebuie să ne caracterizeze, să le felicităm pe fetele de la Constanța, sau mă rog, clubul de la Constanța. Am înțeles că pentru ele e prima dată pentru altitudine. Da, este în premieră. Și au jucat, au fost bune. Au fost bune. Au avut și noroc mai mult decât noi. Tot ce am spus, la noi parcă era sigilat poșul de 3 puncte, intrau toate. Da, dar să știți că așa am pățit și cu Sfântul Gheorghe. Am mers la ele acasă, am bătut, am venit la noi, parcă era închis coșul. Deci dacă jucam o săptămână, nu băteam. 1-1, ne-am dus acolo. Nu ne-a dat nimeni nicio șansă, dar s-a lucrat o săptămână acest antrenor cu staful lui și cu împreună toți. Am crezut în șansa noastră. S-a întors situația acolo. Nu le intra la alea în coș, nici dacă așa de bine ne-a mers nouă. Și domnule primar, nu cred că mi-ați răspuns la prima întrebare. Ce sport vă place sau ce ați practicat? Vă repet, ați spus că... Vânătoare știu că... Dincolo de muntele și meseca face parte și din meseria mea aia, dar unii zic că n-ar fi sport și atunci n-ar o să intre în aspectul ăsta. Am spus că am jucat fotbal, dar nu profesionist. V-am spus că am mai jucat handbal, am spus că n-am jucat basket. Am jucat tenis de masă și tenis de câmp. La tenisul de masă cu paletele chinezești și mingile chinezești, la tenisul de câmp cu rachetele de Regin. Și nu erau de carbon sau de altă. Din lemn. De lemn, știu. Nu era întreagă de lemn. Nu? La fotbal avea... ce post? Mijlocaș. Mijlocaș. Păi, dintre, așa era. Și rămânem la sport. Dintre calitățile sportive, forță, viteză, rezistență sau îndemânare, la care faceți un clasament? Clasament bun.
Nu, nu, în clasament, pe primul loc. Plasament. Plasament. De la o vârstă nici n-auziți bine. Plasament. Dacă am ochelari, cum se aude? Da, exact. Mă plasam bine. Nu eram, nu eram nici foarte... Și asta am păstrat-o în viață. Deci inteligența în joc. Da. Corect. Da, plasamentul nu poți să le fără inteligent. Bun. Și să-mi aleg echipa cea mai bună. Și asta face parte din... Aveați autoritate. Dacă eram copii, ne alegeam între noi. Aveați autoritate și atunci, nu? Nu autoritate, orientare. Cine avea mingea era capitan de echipă, nu? Cine era cel mai gras era portar. Da, da, eu nu eram nici gras, nici cel mai înalt, nici... Bun, haideți să dăm și celălalt premiu ca să putem discuta în final mai încă o... Uite, hai să, că tot văd că e prime timer uneori pe la televizor și în ziua de azi, pentru că suntem la emisiune sportivă, să vă spun că tot îl dau la televizor pe Coldea. El a fost junior la UTA, să știți. O scurtă perioadă. Domnul din Târnava sau care? Exact, este? Prietenul meu, mi-au tot dat. El dau des la televizor. Tot vânător. Nu e vânător, am nicio treabă, am coleg de școală și ăsta. El juca fotbal o scurtă perioadă, a fost junior la UTA și chiar juca bine, dar nu putea să țină și de școală și de sport. Da. Pe el ajuta și fizicul, era mult mai înalt. Da, cred că mi-aduc aminte. Bun, cu Farcaș, pe întâlnire să mai vorbesc. Sportiv a ales, nu? Ca să fie acolo, nu? Bun. Da, el a fost foarte tehnic, Farcaș, să știi. În cinstea, știu Farcaș. Foarte tehnic, da, îl știu, da. Un pic mai mare decât era mine. Nu de cu al de parcă, nu știu. Nu știu, că nu știu neamburile, nu le... Da, în cinstea lor dăm premiu un vin acum, ia să vedem întrebarea concurs. Fiți atenți aici. Întrebarea este acum din baze sportive. Na. Care au fost cele două baze sportive aflate în spatele actualei tribune a doua a stadionului Francis Neumann, baze ce nu au avut nimic comun cu fotbalul? Nu sub tribună, în spatele tribune. Când sub tribună era un... Asta e întrebare la peste 50 de ani, nu? Ca noi de ăsta pe uscat. Întrebare pentru o sticlă de vin. Bun, și alelalte două. Păi două, pentru să, nu, invitați, alea, nu? Alea pentru celălalt, fiecare la emisiune. Corect. Jigău Adrian, Aradul va avea participant la Jocurile Olimpice 2028 cu clasament? Adrian, Jigău Adrian e de la Haltere. Da. Aradul probabil va... dintre de la Haltere, da. Dacă ne dai tu... Ați sesizat că e inteligentă întrebarea cu bazele sportive, fiind vorba despre vin, se referă la ceva ce a fost mai demult, ca cei care știu răspunsul, da, să fie sigur că sunt majori. Corect, așa. Da, asta e. Berard Daniel iar revine și hai să fim corecți față de noi. Orice bază sportivă amenajată de primărie are nevoie de mentenanță. De aia trebuie să contribuiți să, așa, de aia trebuie să contribuim și noi cu o taxă modică. Eu zic că nu numai bazele sportive amenajate de primărie, și dacă o facem particular trebuie să dai un pic de bani, că și ăla trebuie, nu? Nu poți avea pretenția. Vreau să văd privatul care face o bază sportivă și o oferă gratis. Unde e ăla, domnul primar? Da, nu, da. Și gândiți-vă că dacă ar fi, wow, și ăsta se făceau nu știu câte private și da. Tocmai pentru că nu sunt rentabile, tocmai pentru că sunt la limita întreținerii și niciunul nu vrea să fie... Păi întrebați-l pe Sorin Botiș, că și-a făcut o bază sportivă, să vedeți cât a cheltuit acolo. Și el, cred că a fost acolo. Nu se dea gratis la oricine vine acolo. Dar nu poți avea pretenția asta. Am și primit deja răspunsul, corect. Vorbiți serios? Da. Dragoș Beniamin, profesor de sport, cred că. Tir și popice. Da, a fost poligon de tir și o sală de popice, popicăria. Da. Felicitări. Mai... Restul caia canoe, tir. Vedeți, pentru întrebarea asta, premiul nu trebuia să fie vin atunci. Trebuia să fie un butoi de bere. Popicărie. Popicii nu mai aveau, nici bile n-am avut. Păi nimic, păi nu, dar toată la baia era clar, era cu hazdele de bere. Trebuia și tir a fost tirul, da. Da. Știți că am fost dată când presa, concurs de presă la tir și ne-ați dus acasă pe vreo doi care n-aveam cu ce să vin, nu știu unde... Cu pistol, adică, cu pistol trebuia. Eu? Nu, asta erați acolo, nu erați în... Erați nu, consilier sau nu, nu n-am fost consilier niciodată, vă spun eu ce eram probabil, acum mai bine de 10 ani când eram prefect. Da, a, da, așa. Sigur. Știu că țineam piciorul, pistolul și tot așa, n-am nimerit deloc. Și eu cu pistolul trag rău, cu pușca mai, un pic mai bine. Bun. Pistolul. Așa, haideți să încheiem cu ceva întrebări din astea mai pentru noi, concludente, neconcludente. Am lucrat după masa asta cu întrebările, să nu... Se vede că nici le mai găsiți. Le mai... Lăsați că ni le trimite pe mail și vă răspundem în scris, că la primăria... Există inițiative pentru îmbunătățirea infrastructurii sportive din Arad? Dacă păi, da, care sunt păi acestea? Păi nu spus să-i mai înainte, că vrem să facem gloria. A fost pentru să le dăm
la fiecare care dorește să folosească. Nu, nu, păi refacem terenul de la tot ce înseamnă baza sportivă de la Gloria. Căutăm o soluție pentru o sală polivalentă, nu vreau să o promit ca să nu fiu neserios, și încercăm să mai, uite, terenul de la Făt Frumos să-l îmbunătățim. Dar baza de, întotdeauna mi-am întrebat să vă, adică să spunea să vă întreb de baza de pe Mărul. Eu prima dată n-am știut care e strada. O să aveți Mărului o surpriză acolo, dar eu invit și acum să meargă, încă se lucrează. Sunt terenuri de sport acolo. Se lucrează la ele, nu sunt... Ce va fi? Ce terenul va fi? Sunt de tenis, ceva basket și... Cum e la handball, mini, Slavici, mini, așa. Ceva de genul, mini-terenuri. Ajunge un panou de basket. Da, un da, sigur. Acum montați... eu mi-aduc aminte de o fază, acum vreo 4 ani, deci față de ani. Ce a fost acolo e o schimbare radicală. Bine, deci dintr-o gunoaie și cocioabe. Trebuia să da, fie... Da. Credeți-mă, e cel oricum puțin n-o jumate... Nu n-o fi bine. Stați liniștit. Stau liniștit, sunt învățat. Da. Nu, domnul primar. Da. Că nu mai deci, facem nimic atunci. Așa. Cunoașteți locația de la Joy FM, acolo sus, la da, primul știu, la... am lucrat și cu tremur acolo. Da, la FNC-ul, nu? N-ați venit și cu tremur. Acum, 3 ani lucram și acolo erați, că țin minte emisiunea. Mă, mașinile mă lasă până... Scuze. Avea emisiune acolo, da, cu lucratul care au construit FNC-ul. Invitatul meu a fost domnul Falcă. Și după emisiune sau înainte de emisiune m-am dus, haideți să vezi, zice, pe geam, și mi-a arătat o priveliște unde se astea de la ECRTI și vezi, zice, acolo în spate vor fi 4 terenuri de sport. Este, știu proiectul. Nu, să fim corecți până la capăt. Este un proiect din mandatul domniei sale. Eu n-am zis nu corect, nu știu ce s-a întâmplat. Pe care am încercat să-l finanțăm prin guvern, prin Compania Națională de Investiții, tocmai bătându-le obrazul și spunând, oameni buni, eu am participat la discuții, deci când eram viceprimar, oameni buni, noi am făcut din banii arădenilor stadionul de la UTA, ne-ați promis atunci că o parte, măcar că era la faza de nocturnă și alea, să ni le finanțați de la guvern și ne-ați păcălit, nu v-ați ținut de cuvânt, preluați măcar acest proiect, să mai facem aici aceste baze sportive, și l-au preluat cum preau ei pe Dâmbovița. Adică e tot acolo și da. Iar cu Dâmbovița. Păi nu, eu sunt, o spun cu realitate, mi-asum, sunt publice astea. Din scurta mea experiență administrativă, dacă vreți să-i spun așa, am constatat că pe noi cel mai mult ne ajută Bucureștiul când ne dă pace și nu ne încurcă. Da, asta e realitatea. Bun, și o ultimă... Și vă dau exemple pe multe domenii și nu... Nu e cazul și locul acum, că suntem pe domeniul sportului. O ultimă întrebare pentru... Până la ne anula goluri la VAR, la meci. Da. Na. Da, corect. Pentru amândoi o întrebare. Da. Ultima întrebare pentru Marcel. Dacă ai văzut vreun membru al suporterilor de la UTA să vină, un grup așa mai mic să vină să vă... Anul trecut au fost, răspund eu. Sigur, știu că m-am întâlnit. Numai puțin se pus și întrebarea dinsul se poate gândi. Să mă gândesc, dar eu te răspund pe loc. Veniți luni la ultimul meci acasă al UTEI. Să vedem. Bun. Asta e răspunsul, da. Să vă mai gândiți. Da, ia nu doua zi văzut. De Paști. Nu prea v-am văzut la stadion. Nu aveți dumneavoastră ochii formați. Trebuie să pun ochelari și aici. Nu, păi da, zic, să vă uitați la meci, nu uitați în tribună. Ba, nu merg foarte mult, nu, îmi cer scuze. Nu, deci, hai să stau și aproape de stadion, deci eu trăiesc meciul direct dacă sunt acasă. De multe ori știu și rezultatul, cum evoluează după tribune. Dar mai ales la meciurile foarte importante în care nu s-au găsit bilete, au fost cu casa închisă, eu am un loc al meu, trebuie să recunosc. Nu pe, ca primar, am înțeles acolo. L-am dat de fiecare dată unui copil să se bucure și să meargă. Și l-au lăsat să intre acolo? Loc în tribune aveți? În tribună oficială de VIP acolo? Ba, acolo, nu la alea cu geam, la acolo mai... Da, am înțeles. Loc frumos, ok, mulțumesc frumos. Da. De fiecare dată, dacă s-a putut, deci am preferat... Deci nu a rămas locul gol, asta să știți. L-am dat unui copil să se bucure mai mult. Eu am văzut atâtea meciuri, le-am trăit atât de mult de la Craiova Maxima și vă spun și jucătorii din vremea aia, dacă vreți, până la Steaua Campioană din 86 și Supercupa când ne-au furat și atunci nu era VAR la Tokyo cu meciul lui Belodedici. Nu, eram foarte pasionat atunci. După aceea, în timp, atâtea dezamăgiri am avut cum fotbalul românesc s-a dus tot mai jos, că la un moment dat m-am supărat și nici mă mai uitam. Nu mai vorbesc de UTA când ne-au bătut Poli acasă de câteva ori.
dar sunt alți ani aia. Așa că de aceea nu mă vedeți foarte, foarte des și mai ales la meciurile cele aglomerate, prefer să-i dau cuiva tânăr să se bucure. De și cred că e un gest frumos. La televizor vă mai uitați așa. Da. Nu și în tribune. Am fost la meciul cu Botoșaniu când am făcut în finale gata să și pierdem. Îl și sunase, ca să vedeți, acum dau din casă. Îl sunasem pe patronul de la Botoșani cu care mă cunosc. Aoleu, să nu facem iar toate săptămâna de discuții. Nu, nicio discuție. L-am sunat înainte de meci ca să mă dau și eu grandoman cu UTA și zic, auzi, vii la, că am vrut, practic, l-am sunat să-l invit la meci, dacă vrea și-o zic că nu poate să vină, că e plecat, nu știu, zic, auzi, atunci spune-le și la băieți, nici să nu mai vină, zic, 3-0 e mai onorabil, prin neprezentare, zic, decât eu mai știu ce scor acolo. I-ați ambiționat, domnul și primar. Și trebuie să fiu cinstit la finalul meciului, l-am sunat. Bun. Cum l-am sunat și pe domnul Emil Boc, când am avut meciul la ei acum, și am zis, bă, ne-am luat înapoi ce aveam de luat. Desul e așa împătimit. Oleu, și la basket, și la tenis, mai ales. Bun, dar la fotbal e rău de tot. Uite, și că ați pomenit de Hermann Stad, vă spun, eram la o ședință. Sper că nici pe domnul Claus Ioanes. Nu, da, acolo e o doamnă primăriță acum. Altceva vreau să spun. Că e hazlie și eram la un... Juca anul trecut, Clujul, cred că acasă sigur, dar nu mai știu cu cine. Și eram... după o ședință și am pornit televizorul să vadă meciul și acolo, nu, eram și convin, ne uitam. Emil trăia foarte intens rezultatul și evoluția scorului și na, termină meciul nervos, spărat, mă rog, pe acolo, era 1-1 sau cam așa, sau 2-2, nu mai știu. La care foarte inocent doamna primar de Sibiu zice, dar de ce-i supărat domnul Boc? Zice, că e egal, zice, nu-i mulțumit de toată lumea, zice, uite ce rezultat, ce frumos, n-a pierdut nimeni, ne supărăm niciunul, da, nu-i chiar așa. Marcel, ca să răspund la întrebare, da, nicio problemă, e o plăcere cu dumneavoastră, viitoare facem de două ore. Mai nevorbit așa de felul meu. Să știți că am văzut foarte mulți suporteri de la UTA, pentru că majoritatea merg la ambele meciuri. Nu au venit în mod organizat diferite grupuri, pentru că și acolo sunt mai multe grupuri ale galeriilor, dar... de obicei suntem susținuți de către ei și de către ei și pentru asta le mulțumim, pentru că împreună susținem echipa necondiționat, chiar dacă purtăm alte culori, suntem acelui oraș, iar cineva tot așa spunea, îmbinați-le culorile noastre cu cele de la UTA, crem tricolorul și... Da, foarte frumos. Domnilor, bat clopotele, deci de trebuie să încă... Bat clopotele, domnul Hamza. Mulțumim, domnul primar, pentru susținere. Și eu mulțumesc pentru rezultat și performanță. Eu vă mulțumesc amândoi. Eu, mândria Radului, vă mulțumim. Rămâneți alături de noi. Îmi place cum sunteți așa abil, chiar că a jucat la mijloc, abil în... Știe să dribleze foarte bine, nu? Nu eram așa tehnic. În discuții. Bun, nu supărați pe nimeni. Păi ar fi culmea taman acum în anul ăsta să supăr. Vă mulțumim foarte mult. E foarte sincer și asta apreciez foarte mult. Da, să știți. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea specială. Deși n-aveți dreptate, vedeți? Că vorbim după dacă nu, dacă eram așa, ziceam, nu, domne, dăm și noi 3 milioane de anul ăsta. Văzut că sunt ponderat, adică nu-mi place să privesc oamenii în ochi și să-i mint. Asta se poate, asta nu se poate și de cele mai multe se pot... cu răbdare, cu pasiune și cu... Vreau să spun telespectatorilor noștri că lunea viitoare facem o pauză, că e a doua zi de Paști. Și noi urăm sărbători binecuvântate. Sărbători fericite, și să ne vedem sănătoși. În a doua zi de Paști, hai UTA! Și mai promiteți că veniți și la sfârșitul campionatului odată, nu? Dar de ce să nu vin? Bravo, nu, mă întreb. Eu știu, poate ziceți că aveți iar abil și am treabă. Nu, eu n-am spus că am treabă. Am spus, dacă vă referiți la meci, care e intenția mea? Vă mulțumesc foarte mult. La revedere! La revedere!